solduri, din solduri. Mama, mie nu mi-este așa bine ca ție. Tata, hai și tu să dansezi. E, noi, da, ți-ai găsit. Tata are multe talente ascunse. La ce te referi? Știi tu. Dar când este vorba de dans, are două picioare stângi. Roxana, s-a întâmplat ceva? Da, mi s-a făcut puțin rău. Ia loc aici. Hai. M-a luat așa, ca niște palpitații. Lasă-o să-mi treacă. Îți aduc niște apă cu lămâie. Nu, sunt ok. Trebuie doar să mă așez puțin. Deci, cine ți-a picat? Miuzet. Nu știu, e importantă? Da, e importantă, e personajul principal. Personajul principal? Înseamnă că le-a plăcut de mine. Eu o să fiu Jean Tom. Știi că el și Miuzet, mă rog, nu formează un cuplu, că e spectacol pentru copii. Dar se... Nu că se plac, se... Se stimează. Se stimează, da. Oh, dar se stimează ceva. Da. O să avem multe repetiții împreună. Ce s-a întâmplat? Nimic, trebuie să mă duc până la baie. Roxana, mă auzi? Alo, bună ziua. Am o urgență. Unei colegi i s-a făcut foarte rău. Da, la universitate. Roxy. Bună, Roxy. Cum te mai simți? Mai bine. Ai vorbit cu doctorul Caravan? Chiar acum am vorbit la telefon cu el. Și cum e? Trebuie să mai facem niște teste. Se pare că este vorba despre o boală neuronală. O ce? De asta este necesar să facem testele. Dar până atunci trebuie să te odihnești. De ce, mamă? De ce a trebuit să mă îmbolnăvesc? Roxy, lucrurile astea se întâmplă, nu țin de noi. Tu trebuie să știi că nu ești singură și că noi vom face tot ceea ce este omenește posibil ca să te vindeci cât mai repede posibil. Doctorul Caravan este un doctor foarte bun. Trebuie să-i urmăm indicațiile, să-i urmăm tratamentul. Și dacă este nevoie, mergem și în străinătate, da. Da? Dar până atunci, trebuie să punem dansul pe hold, draga mea. Optim? De ce legătură are? Nu,
trebuie doar să reducem efortul fizic pentru o perioadă. Atâta tot. Ce efort fizic, mama? Mama, tu tot timpul ai spus că dansul e sănătate. Cu ce mă ajută dacă stau în pat ca o legumă? Mama, te rog, puteți să-mi luați dansul. E tot ce vreau să fac în viața asta. Roxy, draga mea, tu crezi că mie mi-este ușor? Dar dacă nu avem grijă de sănătatea ta, mai târziu cine știe ce se poate întâmpla? Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc. Lăsați-mă în pace, nu vreau să vă mai văd. Nu vreau să mai trăiesc. Roxana! Ia-le toate pastilele! Roxana! E grav, parcă n-am mai tușit așa. Acum mi-am dat medicamentul. Dar cred că o să fie nevoie să mergem la urgență. Am reușit să o stabilizăm. Dar aritmia asta ne indică faptul că boala a evoluat mai repede decât ne așteptam. Ați reușit să o stabilizați acum, domnule doctor. Dar pentru cât timp? Da, într-adevăr. Domnule Roman, pot să vă răpesc câteva minute? Da. Doar eu sau și soția? Nu. Doar noastră, că se poate. Două minute, da. Promit. Domnul Roman, să-mi spuneți dacă nu am dreptate, dar împăreți partea pragmatică a relației. Am dreptate? Poate și vârsta? Da. Mă rog, nu știu. Eu și soția mea luăm deciziile împreună. Se înțelege. Dar aș prefera că ceea ce discutăm acum să rămână doar între noi. Măcar în prima fază. Sigur, spuneți. Domnul Roman, starea fetiței noastre este foarte gravă. Criza din noaptea aceasta este doar începutul. Odată ce sistemul parasimpatic, cel care este responsabil cu funcțiile vitale ale organismului, începe să dea rateuri, atunci organele vitale, plămânii, ficatul, inima, vor începe să cedeze unul câte unul. Oh, Doamne, fetița mea. Adevărul este că, pur și simplu, șansele de a găsi un donator prin canale legale sunt infime. Canale legale? Ce vreți să spuneți? Noi știm că sistemul este așa cum este. În anumite cazuri, pentru anumite persoane, putem accesa și alte canale. Pot să salvez viața fiicei tale. Pot face rost de măduva de care are nevoie ca să supraviețuiască. Ai fi în stare să mergi până la capăt pentru a o salva? Bună dimineața, celei mai frumoase dansatoare din lume. Răzvan, cine ți-a dat voi aici? M-am întâlnit cu mama ta și ea mi-a spus unde te găsesc. Că altfel te-ai dat dispărut. N-am mai vrut să văd pe nimeni. De fapt, n-am vrut să mă vadă nimeni așa. Să știi că toată lumea e îngrijorată pentru tine. Uite, toți colegii ți-au scris câte ceva. Suntem cu tot sufletul alături de tine. Ce drăguț. Să le spui că le mulțumesc. O să le spun. Tu? Ce faci? Cum ești? Aștept donatorul. Am înțeles că au găsit pe cineva. Pare doar rău că este anonim. Mi-aș fi dorit să-i pot mulțumi familiei lui. Anonim? Cum să fie anonim?
Așa mi-au zis. N-ar fost să fie anonim. Uite. Și eu sunt donator de organ. Tu? Da. Mi l-am făcut la 18 ani. E o chestiune între bikeri. Riscurile pe șosea sunt foarte mari. Mai ales în România. Așa că măcar știi dacă ți se întâmplă ceva, poți ajuta pe altul. Ce frumos din partea ta. Chiar nu mă așteptam. De asta știu că nu e anonim. Bine. De fapt, dacă ți-au zis că e anonim, există o singură posibilitate. Da, alo, da. Alo? Răzvan, Răzvan, am avut o înțelegere. Nu te-am lăsat să-mi vezi fata ca să o agiți și mai mult. Cheamă imediat doctorul până sosesc eu. Doamna Roman, cred că Roxana vrea doar să se asigure că transplantul e făcut legal și că nimeni n-are de suferit. Puțină transparență, atâta tot. Te rog să nu te mai bagi în familia mea. Lucrurile astea o să le discut eu și cu Roxana. Și dacă te mai bagi mult, să știi că o să chem poliția. Alo? Să știi că Roxana nu este de acord cu ce ne-a propus Caravan. Mă rog, și acum că a aflat, să știi că îi dau dreptate. O să vin imediat la spital să vorbesc cu doctorul. Bine. Te simți mai bine? Vrei să chem asistenta? Nu, nu chema. Prefer să mă liniștesc așa decât să mă drogheze iarăși. Simt ca o legumă. Asta nu e viață. Mai aveam o speranță cu donatorul, dar acum tot ce-mi doresc e să mor. Nu pot. Nu, Rox. Nu spune asta acum. Mai știi cum ne zicea proful de dans la școală? Există două genuri de oameni pe lume. Cei care nu mai pot și cei care atunci când nu mai pot mai pot un pic. Auzi? Tu ai venit cu motorul? Și să vă bucurați că nu vă raportăm la poliție, domnule doctor, pentru ceea ce ați făcut și ne-ați propus. Este ilegal, înțelegeți? Este o monstruozitate. Eu vă înțeleg decizia. La fel cum înțeleg și decizia celor care acceptă. Sistemul de sănătate e în război, doamna Roman. Ați văzut că zilnic se mai întâmplă ceva. De pe margine, vă este ușor să comentați. Dar noi suntem aici, în tranșee. Și facem tot ce putem ca să ajutăm. Aș vrea să merg la fata mea acum. Sigur că da. Mulțumesc. Doamna asistentă? Doamna asistentă? Tata. Bună dimineața, frumoasă. Simt de parcă am dormit o lună. Te-ai odihnit? Am venit să-ți spunem ceva. Operația a reușit. Încet, încet ai să te pui pe picioare. V-am zis că nu vreau. Nu. Stai liniștită. Te-am ascultat și nu am ales calea aia. Am avut un noroc uriaș. O șansă la 1 miliard ca să se găsească donatorul ideal. A fost un miracol. De fapt, mama donatorului este aici. A venit să te vadă. Mm-hmm.
Sănătate, maică. Dacă știi ce greu mi-e. Dar gândul că băiatul meu și-a dorit asta mai aduce puțin alinare. Pare atât de rău. Fiul dumneavoastră este un erou. A salvat-o nu numai pe Roxana, dar pe toți pacienții din aripa stângă a spitalului. Dacă nu era el acolo, cine știe ce s-ar fi întâmplat până veneau pompierii. Băiatul acela. Știi deja cine este? Răzvan. Răzvan meu. Cu două zile înainte de incendiu a completat un formular special de transplant pe numele tău. În cazul în care se dovedea că sunteți compatibili. Și ca un făcut, ați avut compatibilitate de 99%. Ăsta era răzvial meu. Mereu să ajute pe toată lumea. Dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru el. Se poate spune că o părticică din el trăiește acum în tine. Fiul dumneavoastră n-a murit degeaba. A salvat atâtea vieți.